mai ales dacă ai exact, uite, statutul tău de ispită sau de asistentă. Eu le spuneam întotdeauna, bă, dacă sunteți și aveți iubiți, nu am nicio problemă, soțiu, dar nu spuneți asta la televizor. De ce? Păi s-a dus dragul, nu se mai uită nimeni. Aaa, bun, ok. Înțelegi? N-am iubit, e probabil. Probabil că și ei se gândesc la fel, a, zic ele că n-au, dar au pe cineva. Deci tu... Dar nu, eu chiar nu am. Când am avut, mi-am postat, am vorbit despre asta, nu mă ferez, nu e... Ai stat mult timp unde? În Londra, nu? Lângă, cam la 70 de mii. De ce te-ai întors? Pentru că am terminat acea relație lungă despre care ți-am spus și... Păi și era condiționată șederea ta acolo de relație? A, Doamne ferește, nu, dar noi am fost 5 ani jumate împreună și am locuit împreună și au fost niște planuri și niște chestii și apoi după ce ne-am despărțit, nu știu, mi-era foarte dor de casă, nu mai găseam locul. Chiar dacă eu am casa acolo, cumpărată de mama mea minunată, a, da? Așa. Ce tare. Deci nu mă dădea nimic afară, ca să spun. Aveam business-ul. Mai au locuri la Petrom, doamnă? Că vin și eu. Nu lucram în Petrom atunci. A, nu? Eram avocat. A, așa. La avocatură nu mă bag. N-am studii necesare. Da, e adevărat. Și de asta, nu mi-am mai găsit locul, am vrut să vin acasă, să fiu mai liniștită. Bine, oricum veneam destul de des amândoi în România, dar, nu știu, singur... Și întoarcerea a coincis și cu debutul în cariera asta, nu? Nu, ăsta a fost motivul pentru care eu m-am scris la insulă, să mă despar, să mă detașez de el, că ne despărțeam, ne împăcam, ne despărțeam, ne împăcam și știam că la insulă n-ai voie cu telefoane, n-ai voie cu nimic, așa. M-am înscris, ne-am certat odată și se făcea castingul, eu am trimis mail. L-ai lovit. A fost o chestie foarte așa. Ei m-au anunțat după 3 luni că m-au acceptat. În alea 3 luni noi ne-am împăcat. Și când m-au sunat să-mi spună, eram cu el. De seama, a fost așa, un joc. Trebuie să ne certăm de tot, da. Că de fapt ăsta era planul inițial. Nu, dar nu se schimbase nimic în alea 3 luni. Situația era la fel. Și am cântărit-o eu mai bine și am zis ok, mă întorc în România. Mă separ, noi am avut atelierul împreună și apoi eu m-am separat și așa. Și am zis că e tocmai bine să o iau de la zero cu totul. Și asta am și făcut. De asta nu-mi pare rău că am fost la insulă și nu mă interesează de ce spune lumea, pentru că viața mea s-a schimbat total și m-a ajutat enorm de mult. Nu trebuie, niciodată nu trebuie să... Și toată lumea mă întreabă, dar îți pare rău că ai fost sau îți pare rău că te fac că ea nu știu cum sau nu știu ce? Nu, și vorba aia, mai bine să-mi pare rău de ce am făcut decât de ce n-am făcut. Adică orice experiență de genul ăsta, eu cred că e benefică și vine la pachet cu multe informații noi, din alt domeniu, altă zonă de activitate și nu știi cum să leagă lucrurile și ajungi mai departe. Dar și tu câștigi la fel de mult bani cu atelierul? Că ea ne-a spus de la trecută și ne-a șocat. Adică, bine, ea câștigă mai bine. Câștigă mai bine. Păi pentru că... Le-ați terminat pe colegele tale să te ții atacuri pe net. Noi muncim foarte mult, adică ne trezim dimineața și ajungem, eu am seri în care ajung undeva la 12 noaptea, îmi fac un duș. Și mai am puțină activitate până la 2, să spunem. Acum, nu știu, și ea muncește la fel de mult, doar că eu, fiind prima în domeniu și acumulând ceva ani mai mulți decât ea, mă bag de cliente. Te simți datoare să muncești mai mult. Vezi, ai grijă și cu sarcina. Că nu e, acum mai, e cum acum e, sunt mai bine, pune da, tine pe primul mai relaxată, da. Dar da, de muncit muncim mult. Oamenii nu înțeleg de acasă, știi, sau cei care se uită. Ca exemplu, lucrez manual. Până la 1-2 noaptea lucrează manual anumite rochițe. Sau eu în vacanța judecătorească mergeam la atelier și făceam lucrurile manual. Foarte. Să coș manual. Da, nu, m-am gândit că este un domeniu extrem de aglomerat. Adică știi și asta, sunt foarte mulți acum, foarte multe ateliere. Le efectuez cu titlu gratuit, nu? Da, bănuiam. Eu personal, ea la fel. Și sunt mulți care s-au chinuit în domeniul ăsta, care n-au reușit să... N-au reușit pentru că nu și-au dorit cu adevărat. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, nu există, nu pot, există, nu vreau. Bă, da. Adică da, într-adevăr este foarte greu să găsești doamne care să lucreze pentru tine, dar și atunci când le găsești trebuie să știi să le ții, să le respecti și să le oferi și lor un ajutor, nu să te gândești doar la tine. Despre asta e vorba, corect. Da. Baftă multă, sănătate, mulțumesc, să ai o sarcină ușoară, mai ales pe căldurile astea. Mulțumesc. Bine, încă nu e foarte mare. Nu, încă este ok. Când trebuie până în Revelion, nu? Decembrie, de ziua mea. A, ce tare, foarte tare. O să fie sărbători cu adevărat binecuvântate. Mulțumesc mult pentru prezență și poate noi o să ne mai vedem lunea și pentru picături poate ne mai revedem.